Mai leu, se resetează planeta, nu s-a resetat nimic. Totuși a fost un salt pe care l-am făcut cu toții, vorba lui Arghezi, cine era încet, pe neștiute, pe la un miez de noapte, așa, și anume trecerea de la telefonia fixă la telefonia mobilă. Adică acea trecere de la adresa o locație la adresa o persoană. A fost mare resaut. A fost marea schimbare pe care aproape am trăit-o ca un tsunami, fără să o realizăm. Câți mai aveți telefon fix acasă? Care aveți părinți? Este? Deci vă sunați părinții, da? Sau vă sună părinții? Da? Ăsta a fost marele salt. Telefonia mobilă, însă, după cum poate știți sau nu știți, iar aici, la trecerea la o persoană, a fost geniul unui mare om și îl numesc aici pe Steve Jobs. Și vom discuta imediat cum a schimbat foarte multe dintre lucruri. Telefonia celulară a apărut în 47, unde la Bell Laboratories, deci din nou domnul Bell apare în viața noastră. Și la 3 aprilie, în 3 iarnă, în 1973, a avut loc prima dată un apel telefonic de pe un telefon celular. Da? Mă rog, și-a sunat, de fapt, rivalul. Da? Asta este numul de Martin Cooper de la Motorola, și-a sunat rivalul la Bell Laboratories. Băi, eu sunt, te sun de pe celular, cu ce ai făcut? Da? I se spunea pantoful sau cărămida. Așa arăta, believe it or not, așa arăta, da? Avea greutate de 790 de grame, aproape un kilogram cărai după tine, da? Avea o autonomie foarte mică, da? Foarte mică autonomie, antena era de cauciuc. În sfârșit, și 25 cm lungime, iată-l. Deci acesta a fost unde am ajuns acum. Da? Avea autonomie de bateria de doar 30 de minute, atunci trebuia lăsat la încărcat o zi. Deci vorbeai scurt, repede și gata. Că, da? Se termina repede. Da? Telefonul mobil efectiv ca utilizator final a apărut în 83. Deci vedeți? Uitați cum se strânge timpul. E foarte interesant, da? Deja an de an apare câte ceva, da? Iar conceptul de smartphone a fost inventat de un grec, o să râdeți tot la undeva la universitate, un profesor grec, se vorbește mult de Grecia zilele acestea, da? El a inventat pentru prima dată conceptul de smartphone, adică telefon inteligent. Adică, practic, mixarea dintre telefon și calculator. Da? Noi trăim în mod firesc în acest moment, în societatea în care se face reclamă, cum să vă spun, absolut normal la telefoane, în termen de pixel de fotografie, dacă ați observat. Deci, invenția inițială și-a depășit complet scopul. Și totuși îi spunem în continuare telefon, fie el și smart. În 2013 s-a depășit miliardul, ăla a fost considerat bancul solic. Da? Acum sunt 1,5 miliarde de telefoane inteligente pe Terra, și numărul lor tot crește. În același timp, vorbim despre o grămadă de noi tehnologii. Și aici am vrut să vă aduc. De ce e coloana infinitului? O să spuneți, dat în patriotism, frumos. Dar mai am un motiv pentru care am pus coloana infinitului pe acest slide. Și anume, datele. Unde sunt datele? De la datele distribuite la mainframe erau datele pe niște discuri foarte mari, le spuneam unitățile de capace. Arhitectura client-server, s-a mutat pe server, a invenit PC-ul, laptop, smartphone, gadgets și toate aceste nebunii de device-uri care ne-au schimbat realmente viața. Da? Iar sindromul coloanei infinitului este foarte clar pentru că în acest moment noi nu mai avem datele la noi. Dilatare, da? Este piatra din dilatare, pentru că datele sunt într-un cloud, pe un server virtual, la un provider de servicii de cloud, o fi bine, nu o fi bine, cine ale cui sunt datele, sunt niște probleme foarte mari aici. Dar, ce vreau să vă spun, dați că v-am mai adus câte ceva aici,
Am uitat să vă arăt pentru cei tineri. Așa arăta suportul, cartela perforată, da? A fost odată. A fost odată ca niciodată. Și nu-i foarte de mult. Asta e problema. Am fost contemporani cu aceste salturi. Depinde cum le asimilăm și ce facem cu ele. Au fost trei evenimente succesive, două s-au desfășurat deja, unul va începe în luna martie, la care vă recomand să vă uitați, să vedeți despre ce este vorba, și anume CES de la Las Vegas, CES înseamnă Consumer Electronic Show, a avut loc în luna ianuarie, s-au lansat tot felul de gadgeturi imaginabile și greu de imaginat, ochelari, tot ce vezi dumneavoastră. Absolut tot ce vezi dumneavoastră. Urmează să se întâmple luna martie, Cebitul, care are un slogan foarte interesant, Deconomy. Deci ne îndreptăm spre economia digitală, Deconomy. Anul trecut au avut un titlu și mai frumos, Datability. Adică marile date, Big Data și Data Analiză și analizele de date. Iar sâmbătă s-a încheiat la Davos, în Elveția, World Economic Forum, da? Unde IT-ul a avut un loc extraordinar și o să vedem imediat de ce. Încotro. Unde ne ducem? Care sunt perspectivele? Bine, Eric Schmidt, care este CEO de la Google, sigur că a șocat foarte mult. Și lumea l-a trunchiat, sigur l-a citat trunchiat, toate ziarele au scris și la noi, prompteristele. Eric Schmidt a zis, dispare internetul. Nu. Este exact ca zicerea aia, știi că, cum se spune, că era zicerea ambasadorului plenipotențial din perioada interbelică, știi? Că Bucureștiul este un loc foarte frumos, femeile sunt mutute pria la lejer, dar noi ne opream aici cu citatul. Este Parisul Balcanilor și tu de pria la lejer. Dar citatul continuă și cu ceva destul de neplăcut față de doamnele Bucureștiului. Dar ne-a plăcut să ne oprim aici. E, așa și cu Eric Schmidt. Eric Schmidt însă a continuat și a spus, cum spuneam, CEO de la Google, CEO de la Google, internetul va dispărea. Internetul, așa cum îl știm, va dispărea. Ceea ce este cu totul altceva decât vai văleu, se duce internetul. Da? Nu se duce internetul, ci va deveni altceva, va deveni semantic, va deveni Internet of Things, adică al lucrurile care comunică între ele, va fi puțin altceva. Da? Acum cred ce-am făcut. Stați așa că m-am încurcat în copiluțe și... Așa. Ce vorbim astăzi? Rețele sociale? Second Life? Da? Tot ce înseamnă lume virtuală în care am plonjat necondiționat? Fac o paranteză. Un prieten comun la domnul doctor Dob și îl numesc pe doctor un distins urolog, Nicușor Caloi Firescu, mă refer, care este președintele unei asociații. Vă rog, vă implor să nu râdeți, dar așa se cheamă, pentru... El este urolog, cum am spus, asociația se numește pentru disfuncția erectilă și a avut un mare congres la Brăila de urologie și de sexualitate. Și m-a invitat ca speaker. Acum râdeți! Vă place, da? Vă mulțumesc, dar nu e de ce credeți voi. M-a invitat ca speaker exact pentru asta. Cum influențează adicția comportamentul deviant al adolescenților? Bun. Deci, întâmplare sau nu, congresul avea loc la Brăila, unde era și un cântec pe vremuri, dacă vă mai amintiți, cu tanti Elvira. Deci, la Brăila, de 200 și ceva de oameni în sală, toți doctori. Toți. Au vorbit de uretre, de medicanță și ceva, așa, scary movie 4 pentru mine. Am stat pe afară mai mult, că puteam să mă uit la toate chestiile. Și vine rândul. Și mă sui pe scenă. În momentul când mă sui pe scenă, începe așa, cine, unde, cum e asta? Nu știu cine, nu știu ce era. Era așa o murmură arătând, spune, cine e asta, frate? Că nu-i de-a noastră. Da? Și atunci
Îmi dau seama că eram percepută ca un microb într-o lume închisă sau ca ceva care... Cine așa o zumzăială în sală, știi ce? Asta cine? Cine a spus că nu? Cine? Eram acolo în sfârșit. Pă bune! Și zic, stai frate, că mi-amintesc eu așa frumos, zic... De bancurile curate de el. Și zic, bună ziua! Așa, un bună ziua de ăsta. Bună ziua! Bună ziua! Ok, zic. Hai, bine, până aici e bine. Și zic, la radio, un ascultător întreabă dacă se poate face dragoste cu fereastra deschisă.